Dispoziție privind convocarea Consiliului Local 2 în ședință ordinară. În conformitate cu prevederile articolului 133, alineatul 1, articolul 34, alineatul 1, litera A și articolul 196, alineatul 1, litera D, din ordonanța de urgență a Guvernului României numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispune. Se convoacă Consiliul Local 2 în ședință publică ordinară, în data de 26 iunie 2023, ore 13, la sediul primăriei Comunei Buciu. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor SC Compania Rompres Service SA, conform raportului expertului cooptat de către Alex Bacu, de către OAT-urile membre, parte în contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău, numărul 180/2007 din 06/05/2015, inițiator primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetat al anilor precedenți în cursul anului 2023, inițiator primarul comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Bucium la programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din componenta C15 Educație, precum și aprobarea proiectului cu denumirea dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților conexe de la nivelul Comunei Bucium, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 4 diverse. Domnul președinte, mulțumesc, domnul primar. Ne spunem la vot procesul verbal cu ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc. Acum spunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnul primar, vă rog să ne expuneți primul punct. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor SC Compania de Rompres Service SA, conform raportului expertului cooptat de către Adis Bacău, de către OAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2007 din 06/05/2015. Doamnă și domnilor consilieri, având în vedere solicitarea formulată de Adis Bacău prin adresa numărul 2000/18/05/2023, de a adopta o hotărâre prin care se aprobă modificările tarifelor de către Rompres, operator care i-a fost delegat serviciul de colectare și transport deșeurilor în județul Bacău, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea respingerea acestor tarife. Din studiul materialelor prezentate în susținerea solicitării de către ADIS Bacău, a rezultat faptul că în data de 17.05.2023, Consiliul Director al ADIS Bacău a analizat din nou documentele care stau la baza solicitării de către Rompres de modificări a tarifelor și a constatat că documentația este completă, drept pentru care a solicitat tuturor membrilor acordul prin hotărâri de Consiliu cu privire la noile documente care sunt prezentate atât în conținutul articolului 1 din proiectul de hotărâre, cât și în anexa numărul 1 la acesta. Întrucât ADIS a fost organizată și funcționează conform regulilor stabilite prin statutul de membri fondatori, inclusiv Comuna Bucium, se impune aprobarea solicitării. Față de această situație, am inițiat prezent proiectul de hotărâre pe care îl supun spre analiză și aprobarea dumneavoastră. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul primar. Dau cuvântul la doamna președinte. Membrii Comisiei Dumnezeu, ce au analizat conținutul proiectului de hotărâre și au fost de acord cu aprobarea modificării tarifelor din această. Mulțumesc. Dacă cineva are ceva de spus? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnul primar, vă rog să ne spuneți punctul numărul 2. Referat de motivarea privind înțelegerea proiectului de hotărâre, referitor la aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar al anului precedent în cursul anului 2023. Doamnă și domnul consilier, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbatere dumneavoastră se referă la aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar al anilor precedenți în cursul anului 2023 și a fost determinat de următoarele considerente. Motivația inițială a acestui proiect de hotărâre este asigurarea cu sume necesare de contări situațiilor de lucrări executate pentru obiectivul extinderii rețelei de alimentare și apă în satele Bucium și Răcăuți, Comuna Bucium, județul Bacău și obiectivul extinderii rețelei de canalizare în satele Bucium și Răcăuți, Comuna Bucium, județul Bacău. Sume prevăzute a fi plătite în anul 2023 și menționate ca atare în bugetul local, dar care, la acest moment, nu există deoarece încasarea veniturilor la bugetul local nu s-a realizat în integralitate, așa cum am estimat la începutul anului. Mai fac precizarea că poate nu vom fi nevoiți să decontăm aceste sume integral, însă, dat fiind situația actuală, am luat această măsură pentru a fi pregătiți în cazul în care se va impune. Dacă sunteți de acord cu propunerea prezentată, rog aprobarea proiectului de hotărâre, așa cum a fost intenționat. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost studiat de către membrii Comisiei Buget Finanțe și aprobat. Mulțumesc. Dacă cineva are ceva de spus,
acest subiect? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Da. Mulțumim. Domn primar, poți să exprimi numărul 3. Punctul numărul 3. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Bucium la programul finanțat în Planul Național de Redresare și Reziliență din componenta CF5 cu educație, precum și aprobarea proiectului cu denumirea dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților conexe pe, de la nivelul Comunei Bucium cu județul Bacău. Doamnă și domnule consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl analizăm și dezbatem astăzi în ședința Consiliului Local Bucium se referă la aprobarea participării Comunei Bucium la programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din componenta C5 pe educație, precum și aprobarea proiectului cu denumirea dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților conexe de la nivelul Comunei Bucium, județul Bacău. Programul pe care dorim să-l obținem finanțare a fost elaborat de Guvernul României, Ministerul Educației prin Planul Național de Redresare și Reziliență din componenta C5 pe educație și abordează creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și inclusiv. În concret, pentru școlile din Comuna Bucium se are în vedere dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale în valoare totală de 1.039.072,29 lei cu TVA, din care 926.022,28 lei reprezintă finanțarea prin PNRR, 17.850 lei finanțare de la bugetul local eligibil și 95.200 lei finanțare de la bugetul local neeligibil. Prin această investiție se urmărește schimbarea mobilierului școlar din sările de clasă atât la școala Bucium cât și la școala Răcăruț, care este mai vechi de 5 ani, gradul deteriorare fiind ridicat impunându-se schimbarea acesteia. Cu privire la echipamentele TIC existente în laboratorul de informatică de la școala Răcăuț, am constatat că au o vechime mai mare de 5 ani, iar cele de la laboratorul de informatică de la școala Bucium sunt insuficiente prin raportare la numărul de elevi. Sala de sport de la școala Bucium necesită o dotare cu echipament sportiv adecvat vârstei elevilor, iar materialele didactice necesită a fi completate cu cele lipsă în concordanță cu standardele minime de dotare existente în România. De asemenea, există propunerea de a se digitaliza și dota toate sălile de clasă de la nivelul preșcolar, primar și gimnazial și să se înființeze un cabinet de psihopedagogie. Față de aceste propuneri rămâne de văzut cât se va reuși să se realizeze dacă cererea de finanțare va fi acceptată și declarată eligibilă. Despre aceste aspecte voi informa ulterior. Pe considerentele că investiția menționată este importantă pentru Comuna Bucium, loc analiza și aprobarea proiectului de hotărâre prezentat. Domnul președinte, mulțumesc, domnul primar. Dau cuvântul la președinte. Mulțumesc. Proiectul cu denumirea dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a fost studiat de către membrii Comisiei Buget Finanțe și aprobat. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă cineva vrea să ia cuvântul? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumim. Acum la divers, dacă cineva are ceva de spus. Dacă nu, de pe ședința închisă. Mulțumim.